De-a lungul carierei ai avut vreun moment în care, nu știu, te-ai supărat foarte tare că ai pierdut sau ți s-a furat un rol și te-ai gândit să renunți, să te reorientezi spre un alt domeniu? Da, am avut mai multe momente de astea. Cred că am 2-3 pe zi. Nu, glumesc, dar pe de altă parte eu am și altă profesie. Sunt regizor și mai fac și asta. Și fac spectacole și am și o mică companie de teatru privat. Deci, da, tot în domeniu. Iar dacă aș face cu totul altceva, eu sunt sportiv, sar cu calul la obstacole. Fac de foarte mulți ani în calec. Și dacă m-aș schimba oricând profesia, aș schimba numai cu asta. De călăret, de cavaler profesionist. Aș pregăti cai de competiție. E bine să ai acolo o plasă de siguranță. Oricând s-ar alege praful de asta complet, aș pleca într-o țară unde se plătește bine un călăreț și cred că m-aș descurca la un club de echitație. E vreunul tentat de actorie și cum îi se pare că tatăl lor apare așa la televizor, la teatru, adică nu e un tată ca oricare altul. Da. Asta amândoi copiii talentați, dar nu mi-aș dori să fac. Fetița are 10 ani, băiatul 4 ani și jumătate, dar mulțumesc, dar nu mi-aș dori să fie. Asta e o meserie pentru cu foarte multă duritate și e nevoie de suferi mult în meseria asta, indiferent că ești mare actor sau no name, suferi. Știu asta pentru că nu că aș fi eu mare actor, dar știu pentru că am prieteni mari actori și știu ce înseamnă această meserie. Știu că trec eu de 20 ceva de ani prin ea și știu cum este. E o profesie foarte grea. Lumea, dacă nu e civilii, cum le spunem noi, au senzația că e simplu, dar nu e deloc simplu. De ce ai ales-o? O iubesc, nu pot să trăiesc fără asta. Fără actorie sau regie, eu nu pot trăi. Fără lumea aceasta, fără să recompun lumea, nu pot să trăiesc.